Hei, pentru că mulți mă întrebați o mulțime de lucruri zilnic, m-am gândit să fac un episod în care să răspund la întrebările voastre. Care e porecla ta? Nu am o poreclă. Cât porți la păpuc? 40. Ce zodie ești? Fecioară. Mai ai frați, surori? Da. Ai un animal de casă? Nu. Floarea de colț crește în mijloc? Normal, nu știu de ce mai întreb, doar e logic. Ce faci? Filmez. De ce? N-am idee de ce. Ce faci dacă ai cădea de la etajul 6? Mergi la parașută? Cred. Sau aș muri. Îți place Satana Cartoons? Da, de ce nu? Ce faci dacă te-ai trezit într-o dimineață cu Chuck Norris la ușa ta? M-aș sinucide înainte să-i deschid. Dacă ai alege să stai într-o singură cameră toată viața, cu ce ar fi plină? Cu Oreo, cu Nutella, cu pizza și cu geleuri. Ce face dacă l-ai vedea pe Justin Bieber venind către tine? Mamă, adă shotgun-ul! Glumesc, nu sunt hater Justin Bieber. Ce faci când mănânci? Oare ce fac? Ce ai face dacă ai furat ceva și nu-ți dai seama, iar când ieși din magazin, ai vedea că ai furat? Aș trece granița normal, ceea ce orice om normal ar face. Vlogger și emisiune preferat. Vlogger, The Life Hero. Iar emisiune Doza de H. Ce faci dacă te-ar cere în căsătorie Justin Bieber? Sper că glumești. Vei răspunde la această întrebare? De ce îmi ștergi întrebările? Aceasta e întrebarea. Care e întrebarea? Ce reprezintă pentru tine viața? Moarte? Glumesc. Ce nu te-a luat la teză la română și la mate? La română 8, iar la matematică 9. Unde ai ID-ul tău? Ai Facebook-ul meu în descriere. Cine e președintele? Tu ești! Ce face extraterestrule mic? Mami, au aflat! Ce vrei să te faci când vei fi mare? Milionar sau miliardar? Încă am dubii. Îți place Doza de H? Da. Ce ai vrea să fii într-o viață viitoare? Sau dacă ai fi președinte, ce lege ai inventa? Dacă aș fi președinte pentru o zi, aș închide școlile, aș face mai multe mall-uri, aș da bani gratis, face parcuri de distracții în tot orașul, aș face un oraș doar pentru tine, o țară perfectă. Îți place să dansezi? Degeaba îmi place dacă nu știu. Cum ai vrea să te chemi dacă ai fi o fată? Nu știu. Ce jocuri joci sau îți plac pe PC? Eu nu prea joc jocuri pe PC, joc doar foarte rar Minecraft și jocuri care le joacă toată lumea. Joci fotbal, nu? Care e mâncarea ta preferată? Probabil meniul de la KFC sau pizza. Ai vreun idol? Dacă da, cine și de ce îți place? Ai Justin pentru că face vloguri perfecte și da. Român și străini urmărești. Români îi urmăresc pe toți. Pe toți care sunt cât de cât cunoscuți, adică 1000 de abonați în sus. Ce vedetă ai vrea să fii? Orice vedetă, atâta timp cât sunt vedetă. Normal, nu? De unde ești? Am mai zis de multe ori că sunt din Cluj. Câte capre are marmota care înveselește ciocolata în staniol și o bagă în suc de portocale pe care îl toarnă în Marea Neagră? 6 cai. Cum e să fii vlogger? Mie îmi place. E mișto. Am apucat pentru că am avut o cameră și cum a venit și vară. Ești recunoscut pe stradă? Dacă da, în ce sens înjurat, apreciat? Nu sunt la nivelul acela în care să fiu recunoscut pe stradă. Bine, asta nu știu dacă sunt recunoscut. Ce telefon preferi? iPhone sau BlackBerry? iPhone cred că e mai bun. Ai folosit formula de salut? Ce faci, bre, dacă nu ar mai fi la modă bună salut? Da, de ce nu? Mai ales oamenilor în vârstă. De câte ori? 6 cai. Îți place la labian sau pari cu viața? Prefer să nu răspund. Pepsi sau cola? Cola prefer eu. Însă nu zic că Pepsi nu este bun. Până la ce oră stai pe Facebook? Cine ești tu? Mama? Care e numele tău real? Nu am un nume fals, adică numele meu real e cel care îl folosesc pe Facebook, vloguri, etc. Nu folosesc un nume fals. Dry cooker sau dry cooker? Dry cooker. Ce faci când nu faci nimic? Stau. Ok, cam astea au fost și întrebările pentru astăzi. Sper că nu v-am plictisit și ne vedem curând. Pa!